Bună dimineața, dragul meu. Ai făcut piesă nouă, cum ai promis. Normal. Asta este foarte bine. Noi te-am chemat aici cu pretextul melodiei, dar am aflat că ai multe animale acasă și vreau să vedem și noi pisicile, să știi. Eu acasă am avut 6 pisica. În ultimul lume am murit 2. Cele mama mare, că deja eram bătrână. Erau bătrâne, n-au murit de plictiseală, că a fost un an în care ai stat numai acasă, știi? Și am rămas cu 4. Aici sunt cu... 2 vedete. Cu Linda și cu Lady. Lady, asta e ce mai vedetă, că lumea le place că e foarte mare de tot și grasă. E mare și grasă. Poți să o scoți pe Lady sau e prea agitată? Da, poți să le scoți. Scoate un pic pe Lady să vadă, că nu se vede nimic în interior. Scoate-o să o vedem, bănuiesc că dacă se vine în vizită la tine, pisicile sunt acum în versiunea de voiaj, sunt un pic sperioase și agitate. Sperăm să ne înțelegem bine. Eu ca mea mă înțeleg bine uneori. Păi stai mă puțin, asta nu-i pisică, este câine. Nu, asta este câine, Vito. Nu există așa ceva. Dar ce? Ok. Ce să zic? Vreau să zic că n-are nici cum să fugă. Dar poți să iei microfonul, să te așezi, că stă în brațe, bănuiesc. Spune-mi, te rog, care este secretul acestei pisici? Cum v-a convins să trăiască atât de bine? Deci la voi e paradis, înseamnă. Să iei microfonul dacă poți. Ok? Cum... Ea e foarte de casă. Lumea mă întreabă că de ce e așa, e norvegiană de pădure, tot timpul... Nu, a fost de pădure, acum este norvegiană de pivniță. Da, si. Zici că a scăpat e în... E foarte, foarte mare, așa. Dar ce? Ea merge numai când la... Iau din casa când trebuie să mă duc la... Veterinar? La veterinare, dar trebuie să mă duc pe rând, una câte una. Ok. Dar ele patru... Și după de acolo merg și tot timpul... cu câine, adică trebuie să mi fac rezervare cu o lună înainte pentru că ziua pentru mine. Ok, e o zi întreagă pentru tine. Da, pentru că trebuie să le deparasitez, să le speli, să le atunci. Dar cele 4 pisici se înțeleg între ele? Da. Sunt prietene? Da. Cine e șefa? Asta? Nu, șeful e Nino. Pentru că e băiat. La negru, da. Am înțeles. Dar Nino e... Cum se dice în spaniol? E bărbat? Nino e bărbat. Nino are o poveste frumoasă. Am fost odată la un concert la mare. Da. Și eram cu o echipă și a trebuit să luăm trenul pentru că era multă lume. Ok. Și am găsit pe Nino la gara. L-am băgat într-o cutie, era micuț și... Și acum e șeful casei. Da. Vezi? E povestea mai multor oameni. Mulțumim că ai venit cu pisicile. Piesa se găsește online, nu uitați. Da, tai puțin să-ți dau și eu mulțumire. Mulțumesc prin Music, mulțumesc tot colaboratorii și intrați pe Hevito oficial, că acolo vei vedea tot ce înseamnă pisicile, câinele, muzica nouă și tot ce vă doresc. Așa, la fel, TikTok, am făcut TikTok. Iară de Bogdan. Și așa mai departe. Ristei, vezi că tu ride așa, nu am uitat de tine. Bine. Dar trebuie să mă întorc de acolo, din America, ca să facem treaba bună. Hai că acum vine observatorul, stai așa. Mulțumim, Evito, ne vedem cu bine, inclusiv pe YouTube. Sexy și Crazy se cheamă piesa asta.